La cea de-a 20-a ediție, Topul Firmelor 2012, organizată de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Giurgiu, grupul de firme Nova Force a ocupat și anul acesta locul întâi în top. Firma de protecție și pază Nova Force a fost prima clasată din categoria întreprinderilor foarte mari, în timp ce la întreprinderile mici, secțiunea servicii privind sistemele de securitate Nova Force Technic a fost pe primul loc. Grupul de firme Nova Force rămâne prosper, nu a renunțat niciodată la oamenii săi și este manageriat de o femeie. Veronica Nicolae, administratorul grupului de firme Nova Force, a preluat conducerea afacerii de la soțul său, deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae. La activități de protecție și gardă, acum sincer să spun și sediul nostru pe care m-am lăudat până acum, sediul dumneavoastră, este tot sub protecția acestei firme, care se numește Nova Force SRL, pe care o conduce Doamna acum, că nu mai este domnii au plecat în politică și domnii au rămas să conducă societăți. Felicitări și stați pe loc, ca să nu vă mai aducă doamna. La întreprinderi mici în activități de servicii privind sistemele de securizare, Nova Force Technic, care primește și diploma de onoare, excelență și top 200. Felicitări! Nu este ușor să intri în afacere și să gestionezi două firme așa de mari. Dar soțul meu a fost alături de mine și este alături de mine de fiecare dată și m-a sprijinit să pot să le cuprim pe toate într-un timp scurt. Mai multe despre femeia de afaceri Veronica Nicolae și despre cât de greu se administrează o afacere cu peste 1600 de angajați aflați din ediția specială imediat după jurnalul de știri.